Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Am fost atât de rușinat că m-a surprins mama plângând da. După o fată. Imediat m-am prefăcut că nu se întâmplă nimic, am deschis geamul la cameră să intre aia. Am fost la un pas să o las singură la câteva ore de la... De la căsătorie, da, deci se putea întâmpla o tragedie. Știam că este, am simptomele unui infarct. Era cu ochii așa țintiți în tavan și nici nu mai mișca și ne-am speriat și am zis gata, mergem la spital. Chemam ambulanța și acolo și-a revenit, dar cred că în urma acestui impact lui a fost afectat, cred că o parte din creier sau ceva s-a întâmplat, pentru că a devenit un alt copil. Te caut mereu în mâna ta. Tu ești ce-mi doresc. Mă fac să plutesc. Simt dragostea. Ce mult te iubesc. Ce bine că bună seara și bine ați venit la emisiunea Ce bine că ești! Mă bucur să fiu gazda acestei emisiuni, o emisiune despre dragoste, despre relație de cuplu, despre familie, copii, despre cel mai frumos lucru din viața fiecărui om, iubirea. În această seară am ocazia să îi cunosc pe acești oameni deosebiți, o viitoare mămică a celui de-a treilea copil și un soț care este un mare sprijin pentru ea. Haideți să-i cunoaștem, să le spunem bun venit invitațiilor mei, Ana Maria și Mădălin Tălehoiu. Bine ați venit! Bine te-am găsit, Ramona. Mulțumim pentru invitație. Cu mare drag. Salutări ție și tuturor telespectatorilor tăi care ne vor urmări și sperăm ca în această seară să inspirăm cât mai multe familii pentru a dezvolta o căsnicie sănătoasă. Da, sunt multe elemente de care trebuie să ținem cont atunci când vrem cu adevărat să meargă o relație de căsnicie. Pentru că este și simplu, dar toată nu este, nu? Da. Este... Sunt și momente mai grele. Căsnicia este ca pizza capriciosa. Cu de toate. Descriere. Cu de toate. Și cu măsline și cu salam. Dar dacă tot ai zis de mâncare, este și hrănitoare. Este hrănitoare și gustoasă, mai ales dacă pui un pic de ketchup dulce. Da, corect. Ce faină descriere. Ana Maria, văd că ești însărcinată. Da. Cum este să fii mămică pentru a treia oară? E destul de interesant. Avem deja o mică experiență cu ceilalți doi, dar mereu va fi ceva nou. Deci suntem nerăbdători să o cunoaștem pe micuța noastră. Cum o va chema? Mirabel, i-am ales Mirabel. Numele. Care înseamnă minune. Da, foarte frumos, foarte fain. Și cum simți sarcina aceasta față de celelalte două? E ceva diferit? Nu, este foarte bine. Da? Chiar și cu celelalte, mulțumesc lui Dumnezeu, le-am dus foarte bine, fără nicio problemă. Nici spate, nici picior umflată, nici rău, nimic? Deocamdată nu. Mamă, ce fain! Da, deci sunt în luna șaptea, țin să precizez și mă simt foarte bine, chiar foarte bine. Păi să mai tu faci copii, dacă e așa simplu. Asta am zis și eu. Păi soția mea își punea problema asta. Zicea, înseamnă că dacă am fost binecuvântată de Dumnezeu cu un corp atât de bun în față la sarcini, al treia sarcină și fără probleme, uitați ce frumos zâmbește. Așa e, da. Înseamnă că poate putem să aducem pe pământ suflete mai multe, care da? Să fie o binecuvântare pentru România și pentru cei din jur. Păi mai vedem peste câțiva ani, să vedem câți copii s-au făcut. Ne-a lăsat o provocare, sunt da. Okay. Dar nu promitem nimic. Nu ne angajăm. Vedem ce se întâmplă peste 5 ani. Nu ne angajăm. Da, mie în luna 7 mi-era foarte rău. Deja picioarele nu mai încăpeau în pantofii mei normali. A trebuit să cumpăr cu număr mai mare. Dureri, nu dormeam noaptea, nu știu, deci chiar ești binecuvântată, crede-mă. Da, chiar suntem privilegiați împreună, pentru că și soțul resimte stresul mămicii. Cred. Dacă ea nu doarme noaptea, automat și soțul e agitat și... Iar soțul pe care l-ai tu e o persoană mai specială, resimte mai mult decât alții. A, da? Empatizez complet. Mă consum foarte mult. Deci dacă la a doua sarcină, cu Miruna,
a avut o problemă de dinți, la dinți. Mm-hmm. Calciu, mâncând calciu, da, dinții, da, da, încep să aibă, să facă, să creeze probleme. Da. Eram în Franța la vremea aceea, o să povestim, și mă suna la muncă doamna mea și îmi spunea: nu mai pot, mor, mă dor dinții enorm, nu mai pot, nu știu ce să fac, și începea să plângă. I-am spus: te rog să te oprești, că nu mai pot să muncesc, nu mai pot să fac nimic. Mă consumam, da, de, da, da, nu știu, da, să mă... Îmi doream ca să fac ceva de la distanță, să mă rog, da, să fac ceva de la distanță, orice, cumva, ca să-i dispară durerea de măsele. M-am consumat foarte mult și i-am spus: Ana, am și asistat la cele două nașteri ale ei. Am fost curajos! Nu orice bărbat are putere. Curajos până astăzi. Și un privilegiu pe care nu mulți l-au. Ana, nu cred că aș mai putea. Am consumat atât de multe emoții, serios, încât nu știu dacă mai am resursa necesară. Nu mai pot. La a doua naștere m-am aruncat în genunchi, pur și simplu, eram epuizat. M-am aruncat în genunchi acolo în salon, sub ochii. El era epuizat. Tu ai născut. Da, a fost chiar un moment foarte amuzant. Deci eu, după ce am născut, m-au transportat în cameră și eu am început să-mi așez lucrurile. Iar el s-a așezat pe pat, așa oftând. Și la un moment dat intră doamna asistentă și întreabă: stai puțin că eu nu înțeleg, până la urmă cine a născut aici? Exact. Da, m-am simțit. Da, și la stai așa. Care... Nu mai puteam. Da. Ar fi groaznic de greu pentru bărbați să fac asta. Exact. Deci doar ușa urma mai îmi trebuia atunci și atât. În rest nu mai aveam nevoie de nimic. Da, da, deci a fost foarte amuzant. E bine că totuși ai un soț care trăiește cu tine intens, da, totul. Da. E cam prea mult trăiesc, prea intens, nu știu cât, da, va rezista inimioara mea. La corazon. Da, am mulțumit lui Dumnezeu, până acum am rezistat. Da, chiar și după nuntă am avut un moment similar. Păi? El era foarte obosit, venise din Franța și totul a fost pe fugă. Iar când am plecat cu avionul spre Franța, el fiind obosit și la cea... Ca să ne înțelegem, dacă îmi permiți, da, iubito, sigur, ca să ne înțelegem, deci nunta noastră a fost sâmbătă, eu vineri am venit din Franța, noaptea nu prea am dormit, sâmbătă am avut nunta, a doua zi, duminică dimineața, eram în avion, plecam spre Franța înapoi, pentru că luni eram la muncă. Wow! Noi n-am avut parte de lună de miere, dar ne-a dat Dumnezeu... O viață de miere! După! O viață de miere, fine, fine. Și nu exagerăm. Nu exagerăm. Da, nu, chiar mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut timp. Da. La început un pic mai picant, după aia mai dulce și mai dulce. Și continuă pe avion. Da, și la un moment dat mi-a spus că se simte rău, avea și o stare de vomă. Și cred că am fost inspirată să îl țin de vorbă, dar în picioare, deci ne-am ridicat pe coridor și l-am întreținut, da, în conversații. Pentru că avea simptomele unui infarct. Exact. Serios. Dar am fost la un pas să o las singură la câteva ore de la căsătorie. Da, deci se putea întâmpla o tragedie. Știam că am simptomele unui infarct. Nu aș putea să le reproduc acum pe toate, pentru că nu sunt cele mai plăcute. Și mă lua și somnul. Știu din experiența mamei, bunicii mele, din partea lui tata, că înainte să intre în comă datorită unui infarct, tot așa, medicii spuneau: nu, închide ochii, nu, a dormit, nu a putut să reziste. Eu tot așa pe avion îmi venea să adorm și dacă închideam ochii, cel mai probabil specialiști în medicină spun că intri într-o comă indusă. Uh-huh. Acum, dacă nu folosesc termenii cei mai corecți, rog telespectatorii care sunt în domeniu să mă ierte, nu sunt medic, dar am fost foarte aproape de o tragedie, dar ea a fost îngerul meu pozitor, m-a ținut treaz. Și imediat după ce avionul se pregătea de aterizare și a coborât din altitudinea de croazieră, deodată presiunea a dispărut de pe sângele meu, pentru că inima mea pompa foarte puternic, presiunea a dispărut și puteam să mă bucur în sfârșit de căsnicia mea. Deodată a dispărut totul. A fost palpitant. Mai mult decât palpitant. Da. Sper că te duci un control după aia. Nu. Da, am tot făcut controle, dar nu pe imediat, cardiac și nu imediat. Da. Am rezistat până acum. A fost pe fond de oboseală, asta a fost probabil, da. Oboseala e foarte... Știu oameni care au murit de oboseală. Au stat prea multe ore nedormiți, exact, și duce și la deces. Da. Dar să vorbim despre lucruri frumoase, corect, despre cum a început totul între voi, povestea voastră de la zero. Ce frumos! Mulțumim, Ramona! Încep eu? Da! Și te las pe tine să continui când vine partea ta, o știu. Direct, sigur. Din perspectiva amândurora s-a plăcut. Da, păi chiar va fi. De asta am spus încep eu, pentru că e o perspectivă dublă. Cred.
Bun, noi ne-am întâlnit într-un mod mai atipic, aș putea să spune, sau nu chiar atipic, poate s-au mai întâmplat astfel de cazuri, dar cu siguranță nu e o generalitate, nu se întâmplă mereu. În anul 2011, deja a trecut o veșnicie de atunci, da, mai mult de un deceniu, chiar. În anul 2011 eram prin oraș, plimbându-mă cu niște cunoștințe, cu niște prieteni și am văzut într-o mașină o domnișoară, la vremea aceea, acum este o doamnă, împreună cu o cunoștință de-a mea, o altă prietenă de-a mea, era Ana Maria, bineînțeles. Mi-a acaparat atenția. Așa, trecând prin mașină? A trecut, am avut posibilitatea să o văd un timp. Am recunoscut-o pe prietena mea. Prietena, cunoștința. Amica. Amică, da, corect, da. Da, din cartier, uh-huh, unde locuiam, ne cunoșteam. Am zis, acea persoană e X, dar cine e persoana Y? Îmi place foarte mult persoana Y. Deci cum să pui ochii pe o fată dintr-o mașină care este... Întrecere, da. Da, da, da. Deci mi-a plăcut foarte mult persoana Y. Deci avea tot ceea ce mi-aș fi putut dori. Era foarte frumoasă. Dragoste la prima vedere. Prin geam. Mașina nu avea geam, era decapotabilă. Era decapotabilă. Deci mașina a tras atenția. Da, era decapotabilă. Da, da, asta mi-a permis să văd mai bine. Corect. Mulțumesc șoferului de atunci. Așa. Imediat am făcut demersurile necesare pentru a căuta să o cunosc. Și m-am apropiat de persoana, de cunoștința noastră comună. Dar am fost refuzat și am cerut un contact al Anei Mariei, la vremea aceea nu știam cine e, nu știam cum o cheamă, până la urmă am aflat cum o cheamă Ana, dar am fost refuzat. Pentru că, na, știți, acum e la adolescenți, măi, nu pot să-ți dau numărul ei, dacă s-ar supăra pe mine, ok, bărbați sunt mai delăsători de felul lor și am abandonat misiunea imediat. Deși a stârnit în mine interes, am abandonat foarte repede misiunea. Bărbații de multe ori au fluctuații la nivel sentimental. Da. Bănuiesc că cunoaște. Ce s-a întâmplat după, o să o las pe ea să povestească. La câteva luni după. Deci asta s-a întâmplat în vară, vara anului 2011 și în luna octombrie. Pe 1. Pe 1 noiembrie ne-am cunoscut, dar în luna octombrie s-a întâmplat. Da, ceva. Rog, nu da. Eram cu niște prietene într-un taxi. Voiam să mergem spre casă și la un moment dat, la un semafor, uitându-mă în dreapta, îl zăresc pe domnul. Tot așa prin mașină. Ea numai în mașină. Da, și zic, wow, zic, ce drăguț e băiatul ăla. Și cea din față zice, îl știu, e Mădălin, îl cunosc de la liceu, de la ceva liceu. De genul acesta. Și zic, a, super, zic, ai vreun contact, pot să iau legătura cu el? Da. Și zice, da, o să-ți dau adresa lui de Messenger, cum era pe atunci. Și când am ajuns acasă, nerăbdătoare fiind, l-am contactat, i-am lăsat un mesaj. Însă am fost un pic dezamăgită pentru că zilele treceau și el nu intrase să-l citească. 10 zile. Am crezut că nu i-ai răspuns voit. Nu. N-a intrat. Da. Nu intram, la perioada aia era mai era liber și... de social media. Era și Facebook-ul, dar mai la început. Da, venise Facebook, intrase Facebook-ul în scenă, dar... Și poate erai mai mult pe... Probabil, dar tu erai pe stradă cu... Nu, dar eram priveai sigur mașinile. Sigur, eram în perioada adolescentină în care mă plimbam foarte da, mult. Da. Și neavând smartphone-uri, la vremea aceea, vă dați seama, din 2011 până acum, deci am evoluat foarte mult. Da, multe. Neavând smartphone-uri care să-mi permit accesul facil la social media, am intrat când am putut, peste 10 zile. Da, cum a fost când ai văzut mesaj de la fata aia? Încă eu nu știam că încă fata nu știa cine aceea, e. Că mi-a fost mai greu până am făcut conexiune, deci am văzut un mesaj. Bună, sunt X, nu știu, n-am făcut încă conexiunea. Te-am văzut în stația de autobuz, mi-a plăcut de tine. Așa ai scris? Da, deci am fost foarte direct. Vreau să te cunosc. Bravo, Ana, îmi place, știi ce vrei. Știu ce vreau, da. A știut ce vreau. Da, genial. Da. După care am rămas un pic frapat, așa. Eram obișnuit, na. Da, orice adolescent mai avem anumite afinități, anumite simpatii sau alte persoane față de noi, așa se întâmplă. Te mai plăceau fetele, erai? Da, mă plăceau și mai eram obișnuit cu contacte, dar nu chiar așa directe, mai așa, mai mascate. Da, mai... da, da. Mi-am luat un timp să văd despre ce e vorba. Băi, sigur aici nu se întâmplă ceva suspect, pentru că... O farsă. Fata e frumoasă, pe mine... Ok, și am început să discutăm. Nu știu, cred că imediat în ziua aia sau la câteva zile, mă rog, nu mai ține minte exact.
Da, a fost momentul când mi-ai cerut contul de Facebook sau așa, și în momentul în care m-ai văzut, a fost așa ca un click. Hei, dar eu te știu pe tine, te-am văzut acum ceva timp. Erai acolo? În Decapotabilă. Și... Erai acolo, făceai asta? Da. Da. Și am... surprins că știa. Deci noi am fost foarte surprinși când am realizat că, de fapt, ne căutam unul pe celălalt. Deci a fost așa o chestie. Deci aș putea să spun că în cazul nostru predestinarea s-a împletit cu liberul arbitru. Corect. Practic. Da. Practic, pragmatic. Da, și astfel am ajuns să discutăm. Ne-am cunoscut prima oară când ne-am întâlnit. Ne-am întâlnit pe 1 noiembrie 2011 și de atunci suntem împreună și astăzi. Bine să plâng. Cred. Da, e o poveste frumoasă. Cum a fost prima întâlnire? Ce ați făcut la prima întâlnire? Ce se poate. Da, la prima întâlnire, nu, că nu e nimic de ascuns foarte grav, pentru că ne-am plăcut și foarte tare, așa, deci v-am spus că a fost un pic mai atipică, dar ne-am luat scuza asta. La prima întâlnire ne-am întâlnit la etajul 1, între scări. Eu stăteam la etajul 3 în casa părinților mei, în orașul Galați, și Ana Maria a venit să mă vadă. A fost prima întâlnire în scara unui bloc, deci nici măcar la un restaurant, pe vremea aceea aveam voie cu toții la restaurante. Și Ana Maria a venit, eu n-am apucat să cobor de tot la parter, ea a urcat foarte emoționată, eu foarte emoționat, și pe scări nici măcar n-am ajuns jos. Da. Mi-a dat un pupic. Wow! Am rămas impresionat, ca și cum ne cunoșteam deja. Da. Deci a fost bine, o conexiune. Da, vorbeam destul de mult. V-ați conectat emoțional un pic. Da, ne conectasem emoțional și deja erau acolo sentimente. Ne plăceam foarte. Euforice, da. Și a fost, fost frapant, ca și cum ne cunoșteam. Da. Bine, mama mea imediat după ne-a văzut. Bine că după. Da, nu știa ce se întâmplă, dar eu, ca să mă scuz, am apelat la o minciună, din păcate, și am spus că o știu de vreo 2 săptămâni. Ce, mamă. Aha, să nu zică că e prea curând. Da. Să nu spunem că este prea curând, să am o scuză. Astea au fost începuturile noastre. Ce bine că ești în viața mea. Am fost atât de rușinat că m-a surprins mama plângând după o fată. Imediat m-am prefăcut că nu se întâmplă nimic, am deschis geamul la cameră să intre aer. A fost un pic dificil pentru că a trebuit să stau mai mult singură, el muncind 16 ore pe zi. Muncea foarte mult și stăteam singură. Și în momentul în care el ajungea acasă, eram atât de dornică să stăm de vorbă, să petrecem timp împreună, dar el era extenuat. Ce bine că ești în viața. Și cum a continuat de acolo? La cât timp vă vedeați? Ce făceați? Ieșeam la suc. Și am la suc, foarte des mergeam la un restaurant, nu se fac publicitate acum, dar ne-a rămas, cred că fiecare cuplu au locurile lor. Locșorul nostru. Mergeam la un restaurant din orașul Galați, nu foarte apreciat, dar nu ne plăcea. Mâncam pizza foarte mult. Apropo de... Relația noastră e legată de pizza foarte mult, deci fără pizza noi nu putem. Da. Mâncam pizza și ne bucuram la plimbări prin oraș. Noi am avut și un moment, deci 6 luni au durat așa perioada asta în care ne-am cunoscut, ne-am dezvoltat relația dintre noi. Eu eram foarte mândru că ea este prietena mea. Deja uitasem de prietenii mei de amicii mei, nu mai știam cine Serios? Sunt. Da, eram conectat cu ea. Eram îndrăgostiți. Foarte mult. Odată ne-am certat și mama mea m-a surprins jos pe covor când plângeam. Am fost atât de rușinat că m-a surprins mama plângând după o fată. Imediat m-am prefăcut că nu se întâmplă nimic, am deschis geamul la cameră să intre aer. Și mama și-a dat seama. Ne-am împăcat, bineînțeles, se vede asta. După care... În viața noastră a fost un moment frapant care ne-a schimbat perspectiva despre relație. Deci noi până în momentul acela vedeam relația, cred cum o văd majoritatea oamenilor, în ce sens? În sensul în care, măi, ne iubim și iubirea este tot. Da, iubirea este foarte importantă, dar iubirea nu este tot.
Pe lângă iubire trebuie să avem responsabilități, pe lângă iubire trebuie să ne asumăm anumite angajamente. Corect. Și iubirea trebuie întreținută. Mm-hmm. Pentru că dragostea pălește la un moment dat, dacă nu o întreții. La fel cum focul în șemineu tinde să se stingă dacă nu are combustie. În decembrie 2012 eu am plecat în Franța la muncă, mi-am terminat colegiul tehnic Radu Negru, am terminat și un colegiu biblic ulterior, dar nu acum. Și am luat decizia să plec în Franța pentru că, nefiind într-o familie cu resurse financiare potente, am zis să pot să mă duc la 20 de ani să fiu pe picioarele mele. Ana Maria a primit vestea aceasta cu un pic de reținere. Cred, îți placă iubitul. Da, credea că aici s-a cam terminat totul. Da. Am plecat, am fost aproape să se termine totul. Da. Am avut un moment de criză, da. Distanțarea nu este o soluție pentru cupluri și pentru, mai ales pentru căsătoriți. Deci, erați căsătoriți? Nu, încă nu eram căsătoriți. Asta, da. Încă nu. Dar am avut un moment de criză în care nu mai discutam. Și știți ce înseamnă distanțarea, am spus-o și mai devreme, mă repet, aduce o răceală, aduce o apatie în sentimente și nu numai. Și avem nevoie de sentimente, suntem persoane sentimentale. Și ce ați făcut să totuși să vă reconectați? Te-ai întors tu din Franța? Cred că aici e pur și simplu providența lui Dumnezeu și dragostea pe care l-a pus-o în noi unul față de altul. De ce spun asta? Pentru că Ana mi-a zis, Ana, nu vrei să vii la mine? Ea nu prea îi plăcea, terminase liceul, luase bacalaureatul, eu la fel. Ea era la facultate, eu nu plecasem la muncă. Am zis că am timp de facultate mai târziu, ceea ce s-a întâmplat. Dar Ana Maria era la facultate și, fiind la facultate, avea pe acest proiect pe care ar fi vrut mama ei, mai ales, să-l termine. Ea fiind foarte îndrăgostită, Ai lăsat facultatea. A început să-și dorească foarte mult să fim împreună, dar cu niște condiții. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că Ana Maria are niște decizii foarte bune. S-a văzut cu un lider spiritual care ne-a îndrumat foarte corect. Mihai Dumitrașcu este numele lui, pastor al Bisericii Emanuel din Galați. Și acest om i-a spus, măi, Ana Maria, ar fi mai bine să-ți termini studiile și apoi să te gândești la căsătorie, să o luați pe etape, să nu ardeți etapele, să mergeți, să urcați cările. Ana a avut dragostea prea puternică pentru mine. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru sentimentele care le-a pus în inimă pentru mine. Și a zis, nu, eu prefer să mă duc acum. Atunci a primit sfatul, dacă tot vrei să te duci acum, măcar să vă duceți în ceea ce voi ați vrut și credeți, legitimitatea dată de căsătorie. Da. Și aici, în acest moment, Ana mi-a spus, vin la tine, dar mi-a pus o condiție, o singură condiție, vin ca și soția ta. Da, altfel nu. Bravo, Ana. Da. Și cum ați făcut? V-ați căsătorit acolo sau? Nu. Spune. Te rog, Ana. Deci Mădălin a reușit să obțină liber de la locul de muncă. Cu greu. Mai cu greu, da. Și a venit în țară, cum a spus și mai devreme, asta într-o zi de vineri. Sâmbătă a fost cununia civilă, am primit și binecuvântarea la momentul respectiv, în aceeași zi. După care, a doua zi, duminică fiind, deja ne făceam bagajele pentru reîntoarcerea în Franța. Da, totul a fost așa fugitiv, rapid. Dar eram fericiți că vom fi împreună. Corect. Nimic nu mai conta. Cât timp a durat perioada asta în care ați fost la distanță? 3 luni. 3 luni. E destul de mult când ești îndrăgostit. Exact. Deci au trecut ca și 3 ani. Sau, mă rog. A fost foarte. Am zis că niciodată nu mai pot să rezist. Da, foarte greu. Bănuiesc că n-ați mai fost plecați unul. Perioade foarte scurte. Așa de mult. 2 săptămâni. Maxim 3 săptămâni. Recent, în luna martie. Da. E dragostea în tinerețe. E destul de greu până ajungi la un echilibru și la a trăi așa frumos și complet totul. Cum a fost după căsătoria asta? Voastră v-ați dus în Franța? Da, vreau să vă prezint cum am ajuns în Franța. La momentul acela, eu abia fiind stabilit acolo și nu eram încă stabilit cu toate actele, cu toate documentația necesară,
Locuiam într-un garaj amenajat la subsolul unei case. Oh, un garaj amenajat, un fost garaj amenajat, da. Transformat în casă, dar rămânea garaj ca și structură. Mm. Și ea a avut pretenția să trec pragul casei. Așa am început. Normal. Pragul garajului nostru. Pragul garajului, da. Și îmi aduc aminte cu bucurie că atunci când am trecut-o pragul casei, imediat după, la o oră sau câteva minute după, a trebuit să mă duc să fac niște cumpărături. Era duminică, luni începeam munca și erau încă supermarketurile deschise când am ajuns noi acolo. Era soare, era o zi frumoasă de aprilie, 13 aprilie, da. 2013. Și am plecat atât de fericit, am fost ziua aia, n-am să uit nici când voi pleca în veșnicie, nici atât de fericit am fost că acasă acum e soția mea. Atât de mândru eram că mă duc să-i cumpăr tarte, tartine cu geleu. Și când mai e singur acolo. Când mai sunt singur, da. Și a suferit. Și da, am suferit foarte mult. Plângeam noapte de noapte după ea. Da. Foarte fain. A fost greu să te adaptezi unei noi țări, să lași familia în România? Sau, nu știu, ți-a plăcut? Te-ai adaptat ușor? A fost un pic dificil pentru că a trebuit să stau mai mult singură, el muncind 16 ore pe zi, muncea foarte mult și stăteam singură și în momentul în care el ajungea acasă eram atât de dornică să stăm de vorbă, să petrecem timp împreună, dar el era extenuat. Cred. Da, și tot ce își dorea era să mănânce, să facă un duș și să odihnească, bineînțeles, pentru că a doua zi la 5 suna ceasul. Da, și cam asta a fost așa o perioadă de timp și la un moment dat eram frustrată, nu înțelegeam de ce lucrurile se desfășoară în felul acesta. Dar cu timpul au venit copii și cumva... Ai avut și ocupație. Da, am avut și o ocupație. Făceam la un moment dat și manicură, deci mi-am căutat așa câte dar ceva de făcut. Dar în care eu munceam câte 16 ore, micile noastre bucurii erau ieșitul la pizza. Deci din nou pizza. Vineri seara, de asta am spus, tot pizza rămâne. Vineri seara ne-am găsit niște restaurante foarte bune acolo unde am locuit. Mamă, deci mi-ai făcut poftă de pizza acum, serios. Și nu mai știu să cine. Vorbesc despre mâncare, că înainte să venim la dumneavoastră am comandat mâncare și nu a venit livrătorul. Nu a venit șoferul cu mâncarea și livratorul și... probabil de asta. S-a rămas și pizza. Ție. Da. Vai, că acum trebuie să mănânc pizza azi. Da. Rezolvă și pe asta. Al cât ai vorbit despre... Da. Și deci a fost un pic mai greu până ai reușit și tu să faci ceva, familia, să nu te simți departe, singură. Singurătatea m-a afectat destul de mult. Dar ați avut weekend-uri măcar libere? Adică Da, pe bucuriile astea iară se întâmplau în weekend. Mai ieșeam la un picnic acolo. Da, ne bucuram unul de celălalt și pregăteam venirea lui Beniamin. Ce bine că ești în viața. Și la un moment dat era cu ochii așa țintiți în tavan și nici nu mai mișca și ne-am speriat și am zis gata, mergem la spital. Chemam ambulanța și acolo și-a revenit, dar cred că în urma acestui impact lui a fost afectat, cred că o parte din creier sau ceva s-a întâmplat, pentru că a devenit un alt copil. Noi, a sărit păpucul pe aragaz și eram așa supărat și am simțit miros și după aia ne-am... Stai să nu luăm foc totuși. Am râs și ne-am îmbrățișat și gata, s-a terminat. Ne-a salvat un păpuc. Da. Ce bine că ești în viața. La cât timp ați aflat după nuntă că va mai fi cineva cu voi? Nu foarte mult am așteptat. Nu, am fost puși pe treabă. Știu că la un an și ceva... Da, ai avut o experiență neplăcută, ai pierdut o sarcină. Da, am pierdut o sarcină. Era micuță. Dar impactul emoțional a fost puternic. Deci în toamna lui 2013 a pierdut o sarcină. Imediat după aceea am primit un cadou. În perioada sărbătorilor s-a conceput minunea. Benjamin. Benjamin Roberto și a venit pe 26 august 2014. Cum a fost deveniți părinți?
treceți prin aceste emoții pentru prima oară? Te las pe tine. Eram stângaci, bineînțeles. Nu știam exact cum să ne raportăm. Dar le-am învățat. Cu timpul am prins experiență. A fost greu la început și cu băița și cu alăptatul. Eu am făcut și o depresie postnatală. A fost un episod la fel de sensibil pentru mine. Și cum ai făcut să ieși din această stare? Da, am primit ajutor de la mama mea, care ne-a vizitat în Franța și timp de 2 luni a stat cu copilașul, mi-a spus să mai ies, să mă odihnesc, să fac lucruri care îmi plac și cumva așa am reușit să ies. Da. Este într-adevăr o stare comună întâlnită la proaspetele mămici și da, e nevoie de susținere din partea celor apropiați. Exact. Oricum, perioada noastră de adaptare ca și părinți a fost delicată, pentru că Beniamin a trecut prin un episod foarte, foarte de nedorit pentru nimeni, pentru că noi eram stângaci ca și părinți. Am observat că copilașul a făcut febră și în loc să îl ajutăm, să îl dezbrăcăm, să-i dăm antitermice sau poate i-am oferit atunci, nu mai știu exact, da, dar știm că noi ne-am speriat și am zis copilașului este frig, a început să aibă frisoane. Avea convulsii, deci în urma unui vaccin a făcut temperatură foarte mare și pentru că n-am știut cum să gestionez situația, în momentul în care el avea convulsiile respective pentru că tremura, eu m-am gândit că este frig și în loc să îl dezbrac, îl acoperam și mai mult. Și la un moment dat era cu ochii așa țintiți în tavan și nici nu mai mișca și ne-am speriat și am zis gata, mergem la spital. Chemam ambulanța și acolo și-a revenit, dar cred că în urma acestui impact lui a fost afectat, cred că o parte din creier sau ceva s-a întâmplat, pentru că a devenit un alt copil. Da, nu mai era cum știați. Da, era total diferit. Era în lumea lui, nu mai avea contact vizual cu noi. La un moment dat l-am surprins lovindu-se cu capul de podea. Toate semnele unui spectru autist. Exact, da, doar că noi nu știam despre această afecțiune. Și negam. Da. Era greu să acceptăm. Da, și toată lumea care ne vizita, vai, dar ce copil cu minte aveți, dar e prea cu minte. Ciudată, da, cu și mă punea pe gânduri și la un moment dat am consultat un medic și mi-a spus, da, într-adevăr, în urma unui test i-a dat o jucărie și i-a smuls-o imediat. Și copilul nu a reacționat. Și a spus, da, dar nu e ok. Un copil normal reacționează, da, plânge. Da. Cere înapoi jucăria, dar el nu a făcut lucrul acesta și atunci a ridicat semne de întrebare și ne-a spus să mergem mai departe la un neurolog, la un specialist. Noi am făcut lucrul acesta, dar persoana respectivă era și departe și ne programa undeva la 6 luni. Și ni s-a părut prea mult de așteptat. Da, da. Și oricum noi, la un moment dat, după aproximativ 5 ani pe care am locuit în Franța, ne-am gândit să ne reîntoarcem, am avut o listă de obiective. Argumente. Da, și mai multe obiective așa și unul dintre ele a fost și recuperarea lui Benny, care s-a dovedit mult mai eficient aici. Da, ulterior am întâlnit părinți care au spus că aici s-au ocupat mult mai bine de ei și că sistemul e mai bun pe partea asta. Dar, sublinind un aspect, într-adevăr, noi am venit aici în România să-l ajutăm pe Beniamin. Nu cred că am fi reușit fără intervenția supranaturală a lui Dumnezeu, pentru că ne-a scos niște oameni deosebiți în cale. N-am crezut, n-aș fi putut eu să-i găsesc. Dacă mi se permite să le dau numele, domnul doctor psiholog Sorin Stroia, împreună cu soția lui Emma Stroia, Daniela Filipescu, logoped. Deci oamenii aceștia, noi nu aveam încă resursele necesare. Deși am locuit în Franța, cheltuielile sunt foarte mari și n-am putut să strângem sume consistente. În România costă foarte mult să ai un astfel de copil.
Din păcate, statul nu ajută, deși nu întinde mâna către stat, dar statul nu este foarte interesat să recupereze astfel de copii. Deci a fost, scuze, a fost declarat oficial autist? Da, aici, a fost aici am venit în România, și... da. Am făcut toate demersurile necesare, toate controlele, totul s-a întâmplat foarte repede față din Franța, da? Deci un punct pozitiv. Numai că n-am fi reușit să investim atâta în el, dacă nu aveam oamenii ăștia deosebiți, care, vreau să specific, de multe ori nu ne-au luat niciun leu, niciun bănuț. Dar de foarte multe ori. Din când în când mă simțeam eu rușinat și mă duceam la ei și le plăteam o ședință. Da. Deci terapie asistată de cai, locopedie, să beneficiem de astfel de lucruri în România, în Galați, în sud-estul țării, unde toată lumea zice, a, e sărăcie asta, e numai mâna providentă a lui Dumnezeu și mulțumim pe calea asta. Cum este Beniamin acum? L-au ajutat aceste terapii? Da, acum este bine. Este un copil extraordinar, oricum el a fost întotdeauna. Dar până să ajungă bine, am trecut prin multe procese dificile și... Cred că nu e așa să vezi copilul suferind. Da. Cel mai greu a fost când l-am dus la grădiniță și cei de acolo ne spuneau că băiețelul nu se integrează, este singur, nu comunică, nu lucrează și că va trebui să îi angajeze o persoană, un shadow, care să se ocupe de el, să lucreze împreună cu el, să stea tot timpul în permanență. Și de multe ori plecam descurajată, plângând, mă gândeam la viitorul lui, la ce o să facă. Da. Și noi am continuat cu terapiile, deci de la 3 ani el merge la terapie. Și la un moment dat a început să se schimbe, deci se vedeau rezultate, se mirau toți, și cei de la terapie care lucrau cu el și cei de la grădiniță. Au fost foarte surprinși și mi-au spus, da, nu știu ce s-a întâmplat cu Beni, dar este un alt copil. Da, și când am auzit așa, mi s-a înfiripat un sentiment de speranță și de speranță. E posibil să își revină. Dar da. Astăzi este o certitudine, nu mai este o speranță. Wow. Acum l-am lăsat responsabil peste surioara lui și bunica lui. Minunat! Și m-a sunat să-mi spună că, tati, da, bunica nu m-a ajutat, nu m-a lăsat să torn doar eu cereale. M-a ajutat puțin. Pentru că l-am responsabilizat și e un băiat foarte responsabil astăzi. Are 7 ani de zile și ne bucurăm. Mă bucur tare mult că Dumnezeu a intervenit și cu siguranță a simțit ajutorul lui. Da, aș vrea să ne spui, Ana Maria, văd aici o carte, despre ce este vorba. Da. Ce ai pregătit? Da, mai întâi voiam să vă spun un alt lucru. Am trecut la un moment dat... tot așa, printr-o experiență mai puțin fericită. Tot despre Beniamin. La o altă grădiniță, doamna respectivă nu a știut cum să se raporteze la Beniamin și cumva de față cu toți părinții a spus că băiețelul trage tot colectivul în jos și este un pericol pentru ceilalți. Wow. Da, deci de față cu toți, toate privirile părinților s-au îndreptat așa către noi. Da. Și ne-am simțit umiliți. Deci umilința a fost termenul care... Mai mult tu, da. Pentru că tu erai acolo, eu nu eram. Da. Dar și copilul, chiar mulțumesc lui Dumnezeu că nu a conștientizat ceea ce ni s-a spus, pentru că ar fi fost dureros și pentru el. Clar. Da, și în urma acestei experiențe, am scris niște versuri. Mie de fel îmi place să scriu versuri și cântece. Și acest cântec m-a marcat, așa m-a... Experiența în sine m-a sensibilizat și i-am scris un cântece lui Beni. Oh, ce drăguț! Poți să ne fredonezi? Da, eu voiam să vă citesc, dar... Cum vrei tu? Fredonează-l. E ok să-l citesc. Deci el spune așa: n-ai fost un accident, ai fost creat perfect, chiar dacă ești respins și mulți nu te înțeleg. Au fost momente când simțeam că te pierd, de mână m-ai cuprins, când nu știam ce să mai cred. Dar știu că începând de mâine o să ne fie mai bine. Avem Tată pe Dumnezeu, nu ne va lăsa la greu.
Nu vreau altceva decât să știu că ți-e bine. Nu vreau să-i mai aud pe toți cum se plâng de tine. Nu. Îmi frânge sufletul. Vreau să merg înainte, să-mi spun că se poate. Știu, cu Dumnezeu vom trece peste toate. Da, El nu ne va lăsa. Și la un moment dat în brigi spun: și de ce să nu fii și tu tratat la fel? De ce să nu fii acceptat ca și alții? Când ești umilit, doar o mamă poate ști ce mult doare. Da, foarte frumoase versuri, foarte profunde și cred că este dureros, într-adevăr, să știi că copilul tău este marginalizat sau rănit. Mă bucur însă că spuneți că în momentul de față lucrurile stau mai bine și probabil că se va apropia din ceea ce mai mult de o viață normală. Este deja. Deja este. Ea e printre cei mai activi. Învățătoarea lui tocmai ne-a spus că ea nu vede nicio diferență între el și ceilalți copii. Deci când am auzit asta, mi-a crescut inima instant. Da, este o minune. Este o minune. Chiar într-adevăr o minune. Și mulțumim lui Dumnezeu pe calea aceasta. Da. Dragilor, vă dau aici o carte despre familie. Mai este foarte puțin timp la dispoziție, însă vreau să-mi amintiți pe scurt, știu că ați avut și o criză în relație. Da. Cum ați trecut și ce ați făcut, cum v-a ajutat acest proiect să treceți peste? Pentru că și căsnicia este la fel ca vremea de afară, de multe ori are adversități, de multe ori totul e soare, e frumos, așa este și căsnicia. Trebuie să învățăm să trecem prin ea și să trecem împreună. Funia împletită în trei nu se rupe, spune un proverb evreiesc pe care îl găsim în Sfânta Scriptură. Așa că noi am avut o criză, am locuit primul an de zile când ne-am întors din Franța, am locuit cu mama mea, soacra. Mulțumim lui Dumnezeu pentru soacra mea, dar locuind acolo s-a creat la un moment dat o atmosferă mai tensionată. E uman, așa se întâmplă. Doream să mă impun, ea era casa ei, nu îmi permitea și era foarte normal. Nu am înțeles asta la momentul respectiv. Ana Maria fiind între noi, la un moment dat a avut valențe de comportament, de atitudine și în toată tensiunea asta ne-am făcut rău unul altuia și căsniciei noastre. Și la un moment dat am avut o criză, ne-am certat destul de puternic, nu cu violențe, dar ceea ce nu se întâmpla foarte rar, dar se întâmpla, totuși nu trebuie să se întâmple, se întâmpla în momente de criză în care să ne certăm foarte puternic și sufereau obiectele din jurul nostru, ca să fiu mai clar. Iar în momentul acela... a fost așa ca o rupere sentimentală. Nu poți să continui să iubești pe cineva cu care nu te înțelegi. E normal, vine de la sine, vine la pachet. Am făcut asta de cunoscut liderilor noștri spirituali, pentru că noi ne-am pus sub o autoritate spirituală în Galați. Și pastorul Eugen Iordache, unul din pastorii Bisericii Emanuel, împreună cu soția lui Nicoleta, ne-au făcut de cunoscut acest curs. Se numește Arta Căsniciei, pentru că, într-adevăr, căsnicia este o artă și arta se înțelege greu, da? Mm-hmm. Spunem de multe ori, ce a pictat acest pictor aici sau ce melodie e asta lui Chopin sau Ludwig van Beethoven. Ok, câteva cuvinte despre această carte și am vrut să venim cu ea la dumneavoastră la emisiune pentru că știu că sunt cu siguranță familii care ne vor privi și vrem să ducem acest mesaj, dragilor. Căsnicia este o artă și investiți în ea. Dacă noi acordăm ani și resurse și bani ca să investim în școli, dacă acordăm atât de multe resurse să investim în mașini, în lucruri materiale, cred că este mai mult decât important să investim în căsniciile noastre, pentru că dacă noi facem facultate pentru a deveni sociologi, medici, cred că ar trebui să avem și niște noțiuni de bază pentru a fi soți. Iar acest curs tratează niște sesiuni, deci le-am făcut, am trecut prin ele, am plâns, ne-am scris bilețele, am făcut renuirea legămintelor de căsnicie undeva în octombrie 2019
Și apoi Dumnezeu ne-a binecuvântat și am început noi să-i ajutăm pe alții, ceea ce a fost o onoare. Să zic, Ana, tu-ți dai seama, noi ne aruncam cu scaunul după noi și acum noi învățăm pe alții cum să nu arunce cu scaunul după să n-ajungă acolo. Să n-ajungă acolo, da. Sau cu papucul pe aragaz. Sau cu papucul pe aragaz din greșeală. Acolo a fost un moment comic. Încercam noi, a sărit papucul pe aragaz și eram așa supărat și am simțit miros și după aia ne-am... Stai să nu luăm foc totuși. Am râs și ne-am îmbrățișat și gata, s-a terminat. Ne-a salvat un papuc. Deci recomandăm acest curs tuturor cuplurilor care cred că au probleme în căsnicia lor și cu siguranță nu cred că există cuplu pe acest pământ care să nu întâmpine adversități în relația lor. Nu cred asta, dar sunt unii care probabil nu recunosc asta. Eu îmi permit să spun că nu cred. Deci acest curs tratează 6 ședințe, sesiuni, aș putea să le spun. Este un curs care nu este doar un manual, este însoțit de... deci nu fac publicitate, eu nu câștig niciun ban, deci să fie clar. Recomand strict, cu probleme. Exact, strict pentru binele celor care au nevoie. Aceste sesiuni se numesc în felul următor: Dragostea apare, da? Cum apare în toate cazurile, Dragostea pălește, este interesant pentru că pălește de obicei repede, Dragostea dansează, da? Este un subiect un pic mai tabu, dar Dragostea dansează, trebuie să învățăm să danseze, Dragostea se clatină, se clatină din nou, în momente de tragedie putem trăi momente tragice în familia noastră în care dragostea se poate rupe. De exemplu, moartea unui copil poate fi un moment în care mulți s-au despărțit. Dar mulți nu s-au despărțit. Și acest curs tratează asta și sunt exemple reale. Deci, dragostea sfârâie, vorbește despre... Papucul sfârâie. Da, eu am denumit-o în sesiunile pe care am mai făcut dragostea sfărâie, pentru că are legătură cu patul, cu relația intimă, și dragostea continuă. Pentru că dragostea trebuie să continue în generațiile care vor veni după noi, în copiii noștri. Ei trebuie să vadă noi exemple de familii puternice. Cursul vine la pachet cu un CD care are sesiuni video, se împletește și îl recomandăm în special liderilor spirituali sau nu numai, psihologilor, cei care ne privesc și vor să apeleze la asta. Se numește Arta Căsniciei, un search pe Google, Family Life. Foarte fain. Cred că cineva va fi cu siguranță curios să cunoască mai multe despre aceste cursuri care poate salva căsnicii. Da. Din experiența voastră, ați trecut și pe la gândul despărțirii, probabil. Care credeți că este cheia pentru a păstra relația și a trece peste orice? Ați trecut și prin problema aceasta cu copilașul, cred că v-a apăsat enorm și posibil v-a adus presiune în plus asupra relației voastre. Care credeți că este cheia ca totuși să treceți peste orice și să rămâneți unul lângă altul, uniți? Jertfirea. Avem un exemplu în istorie. Iisus Hristos a jertfit pentru omenire și avem un exemplu care se perpetuează în fiecare zi dacă te jertfești pentru cel de lângă tine. Și aici aș vrea să aduc principiul 100% pe care îl inspiră acest curs. Noi de obicei ca oameni oferim atât cât primim, da? Tu nu ai dus gunoiul, nici eu nu-ți fac clătite, da? Sâc. Da. Am învățat să oferim 100% chiar dacă ni se pare că primim 60%. Jertfirea, a oferi mai mult, obligă întotdeauna sentimental, emoțional, pe partener să se implice cel mai mult. Da? Și atunci jertfirea este cheia, cred eu, bunei comuniuni a cuplurilor. Deci să nu mai măsurăm toată ziua, stai că eu am făcut mai mult nu e corect. E atât de nociv, e mărăplăvit asta. Ea mi-a făcut atât, eu îi fac doar atât. Nu, oferă 100%, chiar dacă primești 60 sau 70 sau 80 și cu siguranță, jertfindu-te... În timp vei primi și tu. Exact, da. Tu ce consider că este foarte important? În ceea ce mă privește, am avut momente când, văzându-l pe soțul meu că nu se comportă așa cum eu mă așteptam, am avut tendința să-l disprețuiesc și să adun în suflet neiertare, amărăciune. Și mă tot rugam ca el să fie schimbat în acele lucruri, în acele direcții. Și la un moment dat am citit o carte, Puterea rugăciunii unei femei, care mi-a schimbat cu totul perspectiva și am înțeles că înainte ca să mă rog pentru el, trebuie să mă rog pentru mine, ca Dumnezeu să-mi arate mie unde greșesc. Și abia apoi, dintr-o altă poziție să... Să te vezi pe tine. Exact. Mai putea să te îmbunătățești.
Și asta am înțeles, că trebuie să-l iert și să nu o țin niciun resentiment. Pentru că neiertarea ne distanțează, ne răcește. Și acolo da. Te duci la distrugere. Exact, trebuie să iertăm. Deci pe pizza căsnicilor dumneavoastră puneți iertare și jertfire. Da. Puneți iertare și jertfire. Dragilor, simt că ar mai fost foarte mult de vorbit. De-abia acum am intrat așa mai în subiect. Clar, trebuie să mai facem o emisiune. Cu drag. Ana cântă. Știu că mai aveți o emisiune. Da. Cu cânte. Și muzica l-am putea să facem. Da. Îmi pare foarte bine că v-am cunoscut și că ați spus aici în emisiune niște lucruri foarte importante care sper să-i ajute pe cei care ne urmăresc. Și noi. Vă mulțumesc pentru deschiderea voastră și cu siguranță vă urma și o a doua emisiune. Cu drag. Mulțumesc. Sarcină și naștere ușoară. Mulțumesc frumos. V-ați uitat la mine când a spus naștere ușoară? Păi știu că te implici. Da. O să stai din nou pe pat. Da. Și Mădălina a născut pe Mirabel. Da. Mulțumim și noi și vă salutăm. Ne-am simțit foarte bine la dumneavoastră. Salutăm pe telespectatorii dumneavoastră și mulțumim la 7 TV. Dragilor, sper că v-a bucurat și pe voi emisiunea la fel de mult cum a bucurat și pe mine. Cu siguranță eu am avut ce să învăț din experiența celor doi și sper că și voi veți avea mai multă grijă de partenerul vostru, veți oferi mai mult dragoste fără limită. Sunt Ramona Drăvășan și vă dau întâlnire și duminica viitoare de la ora 19 pentru a urmări o nouă poveste de dragoste. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.